Mâzaia, te revin și pentru a înțelege cum trebuie să fie plantată corect o botcă, am decupat botca, este aici pe rană. Luăm o ramă pe care vrem să o plantăm. Iar pe mijlocul ei decupăm aproximativ cam cât este botca de mare, decupajul, da? Adică eu n-am făcut corect în filmarea trecută. Decupăm acest făguraș. Așa. Asta e un pic mai lung. Luăm botca care a fost decupată. Introducem în acest spațiu care l-am decupat. Iată, așa trebuie să procedați în plantarea corectă a botcii, fiindcă altfel pot apărea probleme. Și cam asta este. Arată foarte bine. Introducem rama la loc și mergem și plantăm o altă botcă, da? Aceste rame le manipulăm ușor să nu le zdruncinăm. Iar albina o să o îngrijească și totul va decurge bine. Eu manipulez borcile în așa fel încât să nu le zdrunci, să nu. Mie mi se pare destul de ușor lucrul astfel, fără a avea, cum se spune, înmulțire artificială cu boci de plastic. Mie mi se pare mai comod așa, mai natural. Bun, cam așa decurge plantarea bocilor. Sper că a fost ok. Până data viitoare, numai bine. Iată, mai facem o plantare ca să vedeți încă o dată cam cum procedez. Aici este un nucleu care a fost foarte, a avut matca foarte slabă, abia a trecut de iarnă și am decis să schimb matca. Eu îi schimb cu borci, e cel mai simplu. Matca am mutat în altă parte. Iată, am adus botca, am decupat-o deja. Acum numai o plantez și vă mai arăt încă o dată acest lucru. E o vreme așa înnorată, nu e nici foarte cald.
și plantăm bosca exact pe o ramă cu puiet. Facem decupajul pe mijloc. Urmărim exact cam în zona aceasta o să iau. O să eu pun. Da? Facem un decupaj ca și când am face loc pentru aproximativ cât am decupat botca. Încercăm să nu tăiem sârma. Rama se mai poate folosi. Mai e câte o albină care buzie la cameră, dar asta e. În aceste condiții nu mă uit la un pic de puiet sacrificat. Iată, am făcut locul. Mulți să fie bine dimensionat. Iată gaura din rană. Și acum aducem borca. Punem vodka exact în gaura care am decupat-o. Astfel nu riscăm să cadă între rame. Eu am făcut o greșeală la un film anterior și... Iată. Vodka este plantată. Albinuțile o îngrijesc deja, punem la loc și am terminat pe ziua de azi cu plantarea la boci. N-avem decât să așteptăm să împerecheze măcuțele. Ieri am mutat regina de aici, deci a rămas fără mască de 16 ore aproximativ, 15. Cam asta este tot. Acum aștept aproximativ 2 săptămâni, nu le verific mai repede. Până atunci, numai bine.